astăzi face multe, multe provocări extremale. Și noi am postat pe Instagram un stories în care o rubrică unde voi ați scris diferite provocări, iar noi le-am ales pe cele mai interesante. Iar acum să trecem la treabă. Și prima provocare este: bagă-ți capul în apă rece ca gheața. Aici avem bilețele cu cifrele 1, 2 și 3. Și vom vedea cine va face prima provocare, cine va face a doua provocare și cine a treia. Să extragem! Haide, Adriana, prima! Dani! Și eu! Se vede, ia! Eu sunt machiată, eu nu vreau! E prima! Și eu sunt al doilea! Haideți să începem provocarea mea! Pregătim totul, apa este rece, din fântână direct. Umplem găleata, lăsăm puțin ca să se răcească mai tare. Apa este rece! Miriam, ce te așteaptă? Am umplut găleata și aici avem puțină gheață, cât am avut în congelator. Pentru Miriam puneam găleata plină cu gheață, dar așa avem puțină. Este rece. Îmi desprind părul. Cum voi sta până la sfârșitul videoclipului cu părul ud? Să vedem cât de rece este apa. E rece, Miriam? Da. Hai! Pune părul. Din dată părul. Vai, dar e rece! Gata, ajunge! Nu, Miriam, până la urmă. O, dar e rece! Dar e rece! Hai, Miriam, e vară! Hai, hai! Nu, tot capul, Miriam! Eu sunt machiată! Ultima dată! E rece! Și de rece! Ne-am sunt ochii! Și de rece! Tot școala am dat! Așa vei sta până la sfârșitul provocărilor. A doua provocare este să te pui cu picioarele pe o roată de mașină și să încerci să mergi pe ea. Hai să începem! Aici avem o roată de mașină de la BMW și încercăm să ne urcăm pe ea. Adriana mă va ajuta să mă urc pe ea. Și eu trebuie să merg pe ea. A doua încercare. A treia încercare. Tata mă emoționează. Tata se uită și mă emoționează. Am mers puțin și roata încă nu a căzut. A fost foarte greu. Puteam să primesc o traumă. Plec să mă spăl pe mâini și începem următoarea provocare! A treia provocare este a mea și trebuie să mă ude cu găleata. Vom folosi aceeași apă rece. Eu abia aștept asta! Este rece, rece! Este vară! Este rece! A zis că am stropit-o în gură. Să intru în țarcul cu găini și să dansez un dans, iar după să-l postez pe TikTok. Haideți după mine! Plecăm la găinușe! Adriana este toată udă! Nu avem nicio găină în coteț, pentru că ele se plimbă! Eu intru la voi! Ha,
Noi gata! Am filmat TikTok-ul! În priviți! Și-l postăm chiar acum! Pe TikTok! Și acum îl postăm! Provocare îndeplinită! Și gata! Este postat! Și provocarea mea este să prind o broască la lac! Să începem! Acum să caut broasca! Nu găsesc nimic! Oare nu voi îndeplini provocarea? Nu e posibil așa! Uitați-vă și voi! Nu este nicio broască! Am găsit broasca, acum să o prindem! Numai să nu sară! Am prins-o! Este! Am prins broasca! Cât de mare! Este mare, mare! Adriana, te tinde broaște! Bine, Adriana! Dar tu mire de tine broască! Da, da, da! Și provocarea mea este îndeplinită! Am prins broasca la lac! Arată lacul, Miriam! Iată lacul! Hai să o aruncăm! Yeah! Adriana este îmbrăcată de iarnă! Dar știți de ce? Acum vă zicem! Mi-este foarte cald! Și după cum ați dat seama, eu am provocarea să sar îmbrăcată în haine de iarnă în lac! Hai, Adriana, curaj! Ești gata? La una! Dar cât e de adânc aici? Nu-i adânc, hai! Nu-i adânc! Hai, lasă papucii! Am frică de apă! Șlapii! Nu mai bine! Ți-e frică? Da! Hai! Fugi repede, Adriana! Repede, hai! Nu zbroște jos! Nu! Nu-s șarchi! Nu! Șerpii stau deasupra, Happy. Da? Da. Eu mă bag cu Adriana. Hai, Adriana. Noi stăm aici 10 minute, Adriana și Harry. Hai. Manda, mă duc, mă duc. E boli. Adriana, ce ești de amuzant de fața ta? Adriana, ți este cald? Da, mireș. Curge apa de pe Adriana. Mi-e place, e cu ăsta chiu. Dar mi-e chiu, e căciul. E la fața la Adriana. Provocarea mea este să mă murdăresc cu glod. Și uitați-vă ce glod avem noi. Poftim! Haideți să ne ducem în iau! Mirea, se murdăriește! Oh, bine! Hai, Mirea, pe față! Pe față? Da, 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 pe față! Uaaa, Mirea, se murdăriește tot! Hai, Mirea, hai, hai! Hai, mirosul mai mult! Mai mult, Mirea, hai! Pe față tot dai! Nu, gata, ajungi! Nu, Mirea, pe față trebuie, mai mult! Hai, Mirea, mai mult! Voi, unghiile mele! Sima, la revedere! Hai, Mirea, pe față! Pentru abonați, pe față, hai, unde hai! Provocarea este îndeplinită! Ce, Mirea? Ce vă tăm gălă picior? Toată la unghiile mele! Mirea, hai, în iaz! Ce broaznă și
Hai, Miriam, ce ești, Adriana? Hai, ți-a plăcut? Hai încă o dată! Nu mă mai pun cu acă! Așa mă că s-a plăcut de mine! Următoarea provocare este să merg pe Lego. Cu picioarele goale! Este puțin Lego, așa că eu voi sări pe el. Eu sunt gata. Știu că Lego e dureros. Dureros. M-am răzgândit, nu mai sar. Să sărim. Cred că este de ajuns. Este foarte dureros. Următoarea provocare pentru Adriana este să sărute asfaltul. Eu sunt gata. Acesta este asfaltul. Hai, Adriana, pupă-l. Din mașină? Adriana, nu s-a văzut. Hai încă o dată. Încet. Hai. Cât oameni avem pe aici? Provocare îndeplinită. Hai să facem următoarele provocări. Da, plecăm. M-am demachiat și acum trebuie să mă machiez cu ochii închiși. Aici am totul ce îmi trebuie. Super. Închid ochii. Eu nu știu cum faci așa, Jenny, dar Dani a spus cu ochii închiși. Nu, eu am spus, așa e provocarea. Așa. Îți primești frumos? Eu zic că da. Avea ce dată, hai? Nu se observă nimic. Da? Da. Știu ce îmi puțin. Ups. Hai, pune puțin în culoare. Aici. Aici. Este ce? Aia, ești repede. Ce face cu mire? Fac codițele. Nu știu cum să merg cu mire. Asta să ne fac eu. Corect. Asta ce-i precisă? Îmi place, Miriam. Voi scrieți în comentarii frumos sau nu? Caut rujul. Miriam, tu știi deja pe toate. Desigur, e a meu. Hai, așa. Gata, sunt gata. Hai acum în oglindă să te uiți. Mâinile mele. Prima impresie în oglindă. Adela, nu este pop. Hai acum, Miriam, să te vezi în oglindă. Să vedem reacția ta. Ba! Oh, și ce frumos! Serios, cu ochii închiși pare frumos la machiat. Oh, și te dreaptă aproape. Am practică. Da. Puneți-l
plac, dacă vă place machiajul meu și dacă doriți să vă fac și vouă așa. Suntem lângă mașină, deoarece avem provocarea aceasta. Eu mă voi urca pe acoperișul mașinii și Adriana va conduce. Suntem pe un drum unde nu este circulație. Să nu repetați acasă! Eu sunt pregătită să-l duc pe Dani. Uitați-vă cum stă picioarele lui Dani. Dani, salut! Salut! Au pornit! Hai, Adriana! Asta da provocare! Dana, Dani are încredere în tine. Următoarea mea provocare este să mănânc lămâie cu sare. Hai, pune sare, pune. Așa. Hai, mușcă. Încă o bucată, hai. Hai, încă o bucată, Adriana. Cum, e bun? E foarte bun. Provocarea e îndeplinit sau nu? Da, am îndeplinit provocarea. Facem următoarea provocare. Plecăm. Adriana, găsit un păianjen. Găsim un locușor unde să nu ne bat nimeni. Și facem, știi ce? Strade, Adriana se băiește. Avem buriete și apă fierbinte. E fierbinte. Ești gata, Adriana? Adriana, cred că a făcut azi cele mai tari provocări. Îmi plec să fac o baie călduță, fierbinte. Și după plecăm acasă, mâncăm. Aici avem o găleată. E fierbinte. Hai, Adriana. Hai, repede, Adriana. Șampon. Pui tot capa? Adriana. Uite-mi strada. Hai, dă-i cu șampun. Hai, ia. Oh my God. Repede, mie, Adriana, să te vadă nimeni. Hai. Adriana. Puneți multe, multe like-uri pentru Adriana. Ea astăzi a făcut foarte multe provocări. E bine baia afară? A, du-i și fierbinte. Îmi place Adriana când se uită dacă vine cineva sau nu. Uitați, suntem în stradă. Mirea mea n-arată oara. Arată ora 10. Arată încă o dată, nu-ți vede. Este ora 10. Ora 10 și 23. Noi suntem în stradă. Stai că nu mi-ai văd. Gata, am plecat acasă. Mă, ce am făcut noi aici? Adriana, toată udă. Și după cum ați dat seama, eu am provocarea să sar îmbrăcată de iarnă în haine de lac. Hai, lasă. Aaaa, țarle. Hai. Am mai rămas jumate de malină. Isu-i pe acoperișul. Urca. Eu mă voi urca. Scrieți în comentarii alte provocări și vom face partea a doua. Și nu uitați de multe like-uri. Pe curând, pa, pa!